Pentru absolvenții de clasa a 12-a, adevăratele emoții au început doar astăzi, odată cu prima probă scrisă la limba și literatura română. Examenul s-a desfășurat în 14 centre de examen din județ. Din păcate, această probă nu a decurs fără incidente, 4 elevi din Valea Jiului fiind eliminați după ce au încercat să copieze. În total, 3.240 de elevi prezenți din 3.406 de elevi. Din punctul de vedere al derulării examenului, nu au fost semnalate incidente în niciun centru de examen. Echipele de monitorizare care au verificat centrele de examen și centrele de evaluare nu au raportat încă incidente. Avem 4 eliminați însă, din păcate, pentru tentativă de fraudă. Absolvenții de la profilul uman au avut 3 subiecte, respectiv un text la prima vedere, pe baza căruia trebuiau să răspundă la mai multe cerințe. La punctul 2, tinerii au avut de scris un text argumentativ despre activitatea de îndrumare a lecturii, iar ultima cerință a fost redactarea unui eseu, tema și viziunea despre lume, dintr-o poezie la alegere de Ion Barbu, Tudor Arghezi sau Nichita Stănescu. Cei de la profilul real au avut tot 3 puncte, primul fiind analiza unui text la prima vedere, la punctul 2 absolvenții au avut de scris un eseu despre rolul companiilor de promovare a unui stil de viață sănătos, în timp ce ultimul subiect a fost tot redactarea unui eseu, tema și viziunea despre lume a unei poezii de Mihai Eminescu. Subiecte destul de ușoare sunt de părere cei care au ieșit din sălile de examen. Cum a fost prima probă scrisă? Cum ți s-au părut subiectele? Nu mi s-au părut foarte grele, mi s-au părut medii. Nici extrem de grele, nici extrem de ușoare. Cum te-ai descurcat? Eu zic că m-am descurcat bine, acum să văd și rezultatele. Aștept luni. Subiectele, din punctul meu de vedere, au fost foarte ușoare. Chiar nu mă așteptam să fie chiar așa de ușoare. Bine, într-adevăr că nu mă așteptam să fie poezie. Mă așteptam mai mult la proză, dar chiar și dacă a fost poezie, a fost foarte simplu pentru mine. Ce anume ați avut? Am avut poezie de Tudor Arghezi, la alegere, din Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Nichita Stănescu și am ales Tudor Arghezi. După părerea mea a fost destul de ușoară, adică se putea și mai greu. Și cum te-ai descurcat? Destul de bine. Următoarea probă scrisă la limba și literatura maternă se va desfășura mâine, 1 iulie, după care, miercuri, 2 iulie, tinerii vor susține proba obligatorie a profilului. Examenul se va încheia vineri, 4 iulie, cu proba la alegerea profilului și specializării, iar rezultatele urmează să fie afișate luni, 7 iulie.